Bun, acum materialul acesta nu era în emisiune acum 2 ore. Da, ne-am întors din drum și am decis să-l introducem. Noi avem aici, știți, o emisiune căpușă, adică luăm și comentăm materialele pe care alții le fac peste zi. N-avem resursele necesare pentru a face investigații proprii și atunci când avem ceva de spus sau aflăm ceva, ne ajutăm cu toți colegii jurnaliști despre care știm că se ocupă, da? Dăm subiectele colegilor de la știri sau celor de la Libertatea, de la Zero și alții. Ei bine, azi nu era timp de așa ceva și cum e ultima emisiune de săptămâna asta, iată-ne aici. Știți că sunt din Ploiești, născut, crescut acolo și după nenorocirea din această dimineață am primit multe telefoane despre ce s-a întâmplat de fapt. Atenție, n-am toate datele, încă mai aștept niște răspunsuri la ora asta, voi reveni mâine la Focus și pe Facebook, sper. Cert e că, din ce am aflat eu, lucrurile nu prea stau așa cum au fost prezentate azi. Aveam senzor de oxigen și aici. A funcționat? Asta o să stabilească ancheta, nu știu, senzor era, care trebuia să determine o concentrație periculoasă a oxigenului în aer. E întrebarea care se pune, era sau nu era senzor de oxigen acolo? Pentru că potrivit datelor pe care le-am primit de la unul dintre angajați, apropo, e o teroare generală acolo, personalul medical i-a abuzat într-un mod care merită un material separat. Deci e o mare problemă cu aceste detectoare de oxigen. Există 2 corpuri acolo, la acest spital, lângă care eu am copilărit. Pediatrie, înainte să fie COVID, unde a izbucnit incendiu, și adulți. Ei bine, la adulți, aceste detectoare au fost scoase de câteva zile de pe secție pentru că, atenție, nu mai funcționau. De ce nu mai funcționau? Pentru că erau alimentate de la soare. Da, ați auzit bine. Asta a achiziționat Spitalul Județean din Ploiești. Senzor de oxigen care se încarcă de la soare. Vorba melodiei. E soare. Pentru a încărca aparatele astea, asistentele le scoteau la soare. De când nu mai e soare ca lumea, ele nu mai funcționează. Oxigenul, după cum bine știți, se mai acumulează și în haine și în pături și atunci poate senzorul nu depistează. Nu știu să vă spun că nu sunt specialist în detectoare de oxigen. Nici eu nu sunt specialist, șefule, dar știu sigur că în această dimineață o anume doamnă inginer Dobrescu a ridicat toate aceste aparate cu explicația că le duce la încărcat într-o altă clădire unde ar exista un alimentator despre care nimeni nu auzise până acum. Repet, asta s-a întâmplat în corpul de clădire care n-a luat foc. Am întrebat, de câte ori pe zi se auzeau aceste aparate când ele erau încărcate, atunci când afară era soare? De multe ori a venit răspunsul. 10-20, zic eu. Da, foarte des și de mai multe ori când aveam foarte multe cazuri grave și multe decese. De ce se întâmplă asta? Iar aici răspunsul, vă avertizez, e sfâșietor. Citez. Pentru că bolnavii aceștia voiau să moară. La acea mască, ce CPAP-ul numește personalul medical, se eliberează 90 de litri de oxigen pe minut. Dată la o parte, ea umple imediat camera cu oxigen. Revin. Bolnavii ajunși în starea asta au afecțiuni neurologice și mulți ne imploră să-i lăsăm să moară pentru că nu mai pot suporta chinurile prin care trec. Cum se ajunge la incendiu? Ne spun tot cei care lucrează acolo. Prin frecarea combinezonului de fierul de la pat. Simțim când se întâmplă asta. Mereu stăm cu inima strânsă atunci când se produce o scânteie. Cam astea sunt condițiile în care lucrează acești oameni. Și-l auzi pe suficientul ăla de câțu, am zis să nu se mai repede. Vai de noi, vai de noi. Lucrurile se complică.